Bună, eu sunt Alia. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi am decis să facem împreună un delicios gem de gutui cu nucă. Pentru această rețetă specială vom folosi 3 kg de gutui, 1,5 litri de apă, 3 kg de zahăr, 250 g de nucă, 2 lămâi, 30 g de zahăr vanilat, un baton de vanilie și 2 g de scorțișoară. Să curăț gutuile de coajă. După care le voi da prin răbdătoarea mare. Cutuile de coajă, după care le voi tăia pe jumătate și cealaltă jumătate o voi tăia tot pe jumătate. După care voi curăța semințele, pâinile de curățat de sâmburi, după care le voi da pe toate prin răzătoarea mare. Prepar sucul pentru a face compoziția. 1,5 litri de apă. Trei kilograme de zahăr. Batonul de vanilie care l-am tăiat pe jumătate. De grame de zahăr vanilat. Și 2 grame de scorțișoară. Aproximativ. Așteptăm diluarea zahărului. Sucul de la 2 lămâi. După care, coaja de la lămâie. O voi curăța și o voi tăia bastonașe. După care le voi pune împreună cu gutuile răzuite în sirocul preparat pentru gemul de gutui cu nucă. Siropul e deja fiert și
și adaug 3 kg de gutui răzuită. Fierbem la foc mic gemul de gutui. E tăiată. Care va da un gust și o aromă bună. Aproximativ o oră jumătate de fiert gemul de gutui, adăugăm sucul de la 2 lămâi și 250 de grame de nucă. Să fiarbă 10 minute. Gata. Și încep umplerea borcanelor. Am terminat gemul de gutui cu nucă. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc poftă bună!